Bun, suntem astăzi înaintea meciului Retur FC Brașov. Vor vorbi pe rând Toni Foale, Eric Gerbi și ne va ajuta cu traducerea Cătălin. Toni, despre joc? Da. Păi despre joc, ce să vă spun eu? Pot să vă spun că mergem acolo ca să câștigăm. Sub orice formă, dar mergem să câștigăm. Avem o datorie și trebuie plătită. Cu ajutorul băieților, bineînțeles, că ei sunt artiștii, mergem să câștigăm. Facem tot posibilul să îl câștigăm în 90 de minute. Cum a fost toată această săptămână? Ok, ați venit în postura de principal, dar cât de greu a fost de gestionat acest moment, după rezultatul de sâmbătă și mai ales după ce s-a întâmplat și după? Păi, de gestionat puține zile, ce puteam să facem? Mergem mai departe cum a rămas. Încercăm să lucrăm puțin la psihicul lor, să ne facem treaba ciclu săptămânal care ni l-am propus. Și sperăm să dea și roade. L-ați readus pe scutarul lor sau ce se întâmplă? Rămâne exclus? Ce faceți? Păi, Anca dragă, asta pot să întreb pe conducere, că ei au luat... Deci nu era o decizie antrenorului? Nu. Nu. Am înțeles. Pe cine nu puteți conta? Pe Oanea. Pe... Acum a căzut ieri și Vucoie. Și mai avem pe cine? Zalu. Pe Zalu, care e mai... Da. Ați mai fost în Liga a doua interimar, tot timpul în momente destul de grele pentru echipă. Mă gândesc că acesta e de departe cel mai greu. Da. Da. Pentru că și situația în care suntem este o situație mai dificilă, nu ne-am mai întâlnit cu situația asta. Sper că împreună să putem să trecem de momentul ăsta greu și să ajungem să ne salvăm prin propriile noastre forțe. Asta e cel mai important. Prea puțin contează ce face Liga sau Federația care cu punctele cu asta. Noi vrem ca să... Și o să demonstrăm. Cum i-ați simțit pe jucători în această săptămână? Păi să știi că și săptămânile trecute i-am simțit bine. Eu, din postura care am fost, de acum așa două zile sau câte sunt, eu simt așa o liniște, o concentrare și din partea jucătorilor și asta mă bucură. Că nici lor nu le-a tot una, îți dai seama. Și... Bine, bine, bine. Au răspuns bine la antrenamentele care le-am avut. Au răspuns bine la ele. Și la efort, și la... Ca și organizare, și ca și tot. Sicuramente, André Moli, per far la nostra partita e per vincere, non sicuramente per tenere il risultato così com'è. Giocheremo al massimo delle nostre potenzialità e sicuramente il risultato che abbiamo ottenuto sabato non ci è andato giù. Quindi andremo lì per appunto per salvarci, perché penso che questa società sia al minimo salvarsi in Liga 2. Da. A spus că e minimul ce pot ei să facă, e să salveze echipa de la retrogradare și cu siguranță o să meargă la Brașov ca să câștige, nu să țină rezultatul pe care l-am făcut acasă.
și toată lumea o să încerce să joace la potențialul maxim de care dispun. A fost printre jucătorii care au ieșit în fața fanilor sâmbătă. Cum a receptat acel moment, acea furie a fanilor? S-a stat unul dei giocatori che è uscito fuori quando sono arrivati i tifosi. Cosa ne pensi e come ti sei sentito? Giustamente i tifosi non sono contenti di questa situazione e si capiscono perché comunque non è che non stiamo facendo il massimo. Magari ci sono episodi che non ci girano a nostro favore o anche noi magari possiamo metterci di più. I tifosi giustamente quando la squadra non va bene sono arrabbiati, come giusto che sia, perché i tifosi vogliono sempre il meglio per la propria squadra. Reacția suporterilor a fost una normală în situația în care suntem și el nu consideră că nu am dat totul, doar că sunt momente în care nu ți iasă jocul și lucrurile nu se leagă. Inclusiv fostul antrenor Nicolae Croitoru spunea chiar sâmbătă după meci că echipa lucrează bine la antrenamente, dar nu reușește să pună asta în practică în jocurile oficiale. Ce se întâmplă din punctul ăsta de vedere? E un blocaj mental? Anche l'allenatore Croitoru a detto che vi allenate bene, però non riuscite a mettere in pratica quello che allenate. Perché questa cosa? Perché pensi che succede così? Sicuramente noi ci alleniamo bene tutti i giorni, perché sappiamo l'importanza di queste due partite. Adesso l'ultima. E quello che accade poi nelle partite non... È difficile da spiegare perché sabato alla fine abbiamo preso due tiri in porta, due gol. Noi abbiamo avuto 6-7 occasioni e per noi non è entrata la palla. E logicamente, sicuramente da una parte anche colpa nostra, ma comunque noi diamo sempre il massimo. Non pensiamo che ci tiriamo indietro perché... Cioè, l'importanza di queste partite si sa da sé, non c'è bisogno che lo dica io l'importanza dei barrage. Simte și el că în ultimele săptămâni s-au antrenat bine și doar din cauza acestei situații în care sunt destul de jos din punct de vedere moral, nu ies lucrurile. Pentru că în meciul cu Brașov au dat 3 șuturi la poartă, din care au dat 2 goluri. Noi cu 6-7 ocazii n-am reușit să marcăm decât era nevoie. Am dat o secundă întrebare. Voglio rimanere a Polio, che vuoi fare quest'estate? Adesso ancora non sto pensando a quello che fare quest'estate. Penso prima di salvare la squadra con il resto dei miei compagni e poi quel che viene lo valuteremo. Tieni più contratto o no? No, a giugno mi scade il contratto. Nu se gândește încă la ce o să facă la vară. Prima etapă e să reușească să salveze echipa de la retrogradare și după aia o să se gândească. Nu mai are contract din vară. Bun, dacă nu mai sunt întrebări, mulțumim. Și noi vă mulțumim. Mulțumim.